și să vedeți fază, că i-am luat o cană. Mirela are o glumă despre căni, că nu suportă să primească o cană. O veți vedea miercuri. Și mai are o glumă cât de bună e măsa și nu e glumă. Și să vedeți fază, îi zic, iau lui Mirel o cană cu cea mai bună mamă, mă duc până în San Plața, eu fac, îmi fac timp, mă duc, o plătesc, Florin, o plătesc. Asta era a mea, Florin? Probabil. Și când, ca să surprind pe Mirel să nu știe, mi-am băgat-o la fund. Și când am dat rec, am dat să-mi pun, mi-a căzut cana din, din spate și mi s-a spart. A pus-o între buci și a ținut strâns așa. Și n-a putut să țină curul strâns până a făcut drumul ăla de 3 metri. Da. El e fericit când ne vede și se relaxează complet. S-a dilatat. A văzut, a zis, wow, băieții mei! Acolo, în ce cameră vorbim, acolo? Asta e, acolo da. Vorbim, încă pe toți, mă, ne vedem bine, Mirele? Da. Bine, hai. Bun. Și tu cu punul. Haide, Mirel, și tu. Dar se vede un efect ciudat. De la ce e? Pătricourile voastre e, și tot ce alea? A, e alea, e zebra, da, de aia, e da. Zebra de aia, să zică dacă arde sau nu cadru. Arde. L-ați văzut pe Popinciuc în ultimul episod arătând ca Vitoria Lipan? Da, uitați-vă la el acum. Și acum, cum îl chema? Ei, direct, lică să mă dău. Un personaj bun. Bă, frate, Lorenzo Lamas. Un personaj dârz. Dârz. Bă, astăzi este miercuri? Astăzi este joi, când să uităm. Da, da, miercuri când tragem noi, fix azi a apărut, vezi, de glumă cu Teo la mine pe canal, dacă vreți să vă uitați. Ia auzi, ce conținut. Și... Ce zi e azi, mă? Miercuri, dar joi postează ăsta. Joi? Bun, are Duril, a tăiat un TikTok, bun. Trebuie să zic alea, care e a 8-a lună a lunii, a anului Cârge? August. Cu aile mele? Aiei! Zi-mă și Panton. Și sunt oameni care zic ce îmi place podcastul vostru, sunteți fresh, cu chef de viață, să mă bată mama mea. Asta e mișto. Păi, când o zic eu e fresh. Da. Când, o zice, când o zice tactul mare, îți dai seama că e vechi. Da, mă, ce dracu faceți? Florin, ce faci, frate? De ce nu vii la Open Mic la noi să testezi material nou, frate? O să vin, frate. Vezi că a dat aseară la show. A, ați dat la show, da, da. Cum a fost? A dat aseară, a fost mișto, da. La când l-am văzut, i-a mers așa. Dacă n-ai dat un material la vechi, mâncați-o. A, s-a relaxat. Plutea Florin, ăsta sunt eu de fapt. Ăsta sunt oameni buni, votați-mă, ai umor. A scos un cerc de la hula hoop, a început să dea să-și-l... Asta mă enervează, că știu că am bucata care merge și mă doare în pulă, că știu că urmează să fie bine. Ia stai, râde sau nu râdeți, veți fi a mei imediat. Două minute și sunteți a mei. Baby, baby. Eu aveam două silințe să fie bine, când știu că n-am nimic de care sunt sigur că e bine după. Când știu că nu mai am nimic, atunci, bă, trebuie să dau, că n-am ce să fac, dau să fie bine tot, la cap la coadă. Da, ce căcat am vrut să zic eu? Eu am făcut o gafă aseară, că am găsit un afiș cu Sala Palatului. Și mi l-am lipit, mi se pare că de una. Da, și am urcat și am zis să... reclamă Sala Palatului, adică știau câți oameni au râs, dar mi-a dăunat cumva materialul, mi s-a părut. Da. A, că a dăunat la tine, nu la show. Nu, aia e, nu show-ului. După aia cresc cu oamenii și gândeau, ăsta face Sala Palatului. Da, fix. Am și testat niște chestii și erau, aoleu. Bă, ați avut voi show, frate, dar dacă trebuia să fii undeva aseară, trebuia să fii la Open Mic la noi. Ce-a fost? Ce râde. Bă, ce-a fost aia cu mumia aia care a urcat pe scenă? Și n-a fost singura persoană ciudată. Asta e, că n-a fost. Era în public așa sau a venit să urce pe scenă? Nu, a venit să urce. Mi-a scris, mi-a dat mail, mi-a spus că prefer să fie prezentat de mami din mail. Pula mea, a fost ok cu aia, l-am prezentat de mami. A venit îmbrăcat direct așa, asta e faza. Nu s-a îmbrăcat acolo. Pe Uber, așa a venit înfășurat așa. Direct la 99, așa a intrat. Imaginează-ți tu șofer pe Uber, să prinzi asta. Adică, și ca norocul când zici la Clubul 99, clubul de stand-up. Da, și, da, ok, da, da. Că dacă îi spui, du-mă la biserică, exact. Sfântul Andrei, du-te morți. Exact. Dar era costumat bine, adică... Și gen, doar pe ochi nu avea de aia. Și a venit, pula mea, i-am zis, al câtelea urcă, nu știu ce, și... după aia îi zic că vezi că ai timerul fix pe mijloc acolo, încearcă să-mi depășești, că el voia 12 minute. Pula mea, cu aia, nu, ai 5 minute, hai 6 maxim dacă vrei. I-am dat numărul de telefon de la Țăndărică, am fost vede dacă vrei să încerci aici. Și
A, după aia când se urce, a trebuit să-l aducă Mirel pe scenă, pentru că el și-a acoperit și ochii. A venit la mine și mi-a zis asta. Și lăsa să vadă cu ei când urca pe scenă. Și gura era acoperită, vorbea pe pansamentul ăla? Tot era absolut acoperit. S-a legat înainte, l-am luat eu, a început ăsta să-l cheme gen și m-am dus eu, i-am pus mâinile pe spate și am început să-l ghidez prin mulțime. Îți dai seama că a făcut vreo 5 genunchi în scaune? Da. N-a bucum, l-am luat video câteva scaune morții mei. L-am pus pe scenă, i-am dat microfonul în mână. Hai, vezi, plecăm. Și am luat pe dobrotă și am plecat direct. Fai și a început să zică glume, 5 minute de glume, în care a, cred că a zis vreo 8 minute de glume, în alea 5 minute, că a vorbit super repede, niciuna despre cum era îmbrăcat. Fai. Niciuna, fai, bă, una. În același timp, mișto, apreciez asta. Una, mă. Bă, o glumă despre faptul că avea glume că sunt urât sau că am nasumare și era cu ei, nu te vede nimeni. Asta e, avea și glume, cumva toate glumele pe care le-a zis 5 minute erau legate de faptul că el e urât și că nu fute și că... Și era, coi, de unde știm asta aici, nebun? Cât de urât să fii, să moară. Mama, da, ai simțit nevoia să te acopere așa. Eu trec. Cred că era Ducu cu aia. Era și el acolo, altfel asta aș fi crezut și el. Dacă nu era și Ducu lângă el? Era acolo pășelul cu unul pe Ducu. Bă, cred că e de la fizicul meu. Stai să vezi. Bă, băiat. Da, cu aia. Și a zis 5 minute de glume, niciuna despre asta. Și după aia am stat puțin cu el pe scenă să-l întreb care a fost procesul lui mental, de ce a făcut asta. Și ne-a spus că a mai fost o singură dată la un open mic, la Heavy Art acolo. Și la umor. Și că asta e ideea lui, pentru branding a făcut asta. S-a gândit la Carla's Dreams, cum îi machia și nu știe nimeni cine cântă, asta o să meargă și pentru el în stand-up. Ai chiar crede că o să ajungă atât de jumătate? Da, el nu s-a gândit că mai întâi trebuie să înveți să zici niște glume, să faci niște glume mai întâi și abia apoi te gândești la branding. Dar nu, el a venit cu branding-ul deja pregătit și acum hai să vedem, pula mea, dacă merg și glume. Eu abia am țin, știu să respir, eu bombă aici. Eu abia știu să respir fără nimic pe față, în pula mea, da pe coaia pe față să-mi fac... Bă, coaie, da, și când l-am dat jos, a trebuit să-l dau eu jos, direct, când am dat să-l conduc, dar a apărut și că a făcut-o intenționat prostă, că m-am supărat puțin pe ea. Dermat, da. A dat un peste un pahar la o fată, s-a făcut că se împiedică, să nu știu ce, și a dat direct peste pahar. Crezi tu că s-a făcut? Nu știu, bă, dar a apărut prea că a exagerat-o așa ca mișcare, cumva. Nu a apărut prea naturală. Da, și dacă bubuim să mă bată mama direct în live. E o oră fixă, e ceas de la de face la oră fixă. Nu are cum să facă așa, mă, la oră. Face prea repede, acum explodează cu aia. Vai de moți. Ce problemă faci? E lumina, mă? Nu, mă. Da, mă, și a fost ăsta și după ăsta, care a fost ok, că cumva ne-a dat și nouă un loc de glumă, două, niște callback-uri mai încolo, dar a și fost o seară ciudată, adică nu a fost neapărat... În rest, este forță să veniți la 99 în fiecare marți. Asta e, la că e vreo doua sau treia săptămână în care v-au, bă, așa și așa săptămâna asta. Se întâmplă lucruri, bă. Nu știu. Și după aia a venit, a venit una de, a venit una de, i-a scris lui Dobrotă, o fată. Chiar am făcut eforturi să nu fim noi de vin. Am încercat, mă, chiar am încercat. I-a scris o fată lui Dobrotă din Republica Moldova și a venit. Da. A venit. Era penultima și a venit fix cu două minute înainte să trebuiască să urce, cumva ai zis asta că vine de la aeroport, dar nu știu ce. A venit la Chișinău, nu știu, a luat zbor doar ca să vin la open mic-ul ăsta. Azi dimineața mi-a scris, acum problema e să văd cum mă întorc. Și eram, bă, mea, tu doar pentru astea 5 minute, gen la seară neplătită, ai venit. Au fost 8, dar... Da, asta mai mult, da. Era mai dubios dacă spunea să văd unde dorm. Da. Așa, măcar a dat-o. A fost incredibil că pe lângă că arăta... Să uită, probabil, ai grijă. Pașa. Zi, mă, cuvântul, nu mai. Probabil că e boschetar așa, gen, adică cumva arăta, părea că ne știam. Asta, cum îți place ție, arăta pe stilul tău. Mi-am dat seama văzând-o că nu mai e stil. Nu mai e stilul tău, ai deci crescut. Deci nu te supăra că e compliment dacă vine de la Mirela. Dar, bă, a urcat și primele 5 minute și a făcut autobiografia, mâncați și curată. Unde e, unde s-a născut, ce îi place, ce face cu viața ei. Da, și gen, s-au terminat 5 minute. Eu cred că și atrageți cumva. S-au terminat 5 minute și fix când ceasul a atins, orologiul a atins 00, mâncați și gurata, ea a zis, da, hai să vă zic și glume. Bă, e bine că știu. Și e pentru că... încă 3 minute, n-au fost glume. Măcar primele 5 minute am fost, deci n-ai intenționat asta. Vă zic eu ce este, este de la cel mail Partikip. Crezi că asta e adresa de mail-ă? Sunt fix oamenii aia care ar scrie Partikip în capașul la ăia, pe ăia respectiv Drăcea, adică că... Da. Deci Drăcea ni-a aruncat pe cârca, asta vrei să-mi zici. Da.
Bă, da, a fost cumva, a fost o seară interesantă. Bă, da, mă, asta a fost o seară interesantă, da. Dar a fost interesantă pentru noi. Da, da. Pentru public a fost o seară. Da. Au avut momente. De ce, mă, crezi că da, asta e... s-au bucurat și ei la mumia aia? Adică, adică... au râs, probabil, nu de glume, dar probabil că au râs de ce se întâmpla. Bă, venit, venit. Asta că a fost funny la început, da, când a venit pe scenă, când l-au văzut cum arată. Și când a plecat a fost funny. Și când a plecat, iar. Păi da. Dar cât a zis glumele alea pe scenă, toată lumea era... Oricum, în primul rând, le zicea super repede, nu își dădea deloc timp să... Păi avea 5 minute de aer. Da, era, nu era mumie de oraș. Da, era mumie de provincie, mâncați. Exact, da. Era... Și... în al doilea rând, nimeni nu înțelegea despre ce sunt glumele. Dacă ai numai glume despre cum arăți, arăți? Cum arăți? Arăți, wow, bine! Nu lăsa și pe nimeni tu... să te schimbă de obrut. Da, da, da. Așa, a, asta am notat și mie o premisă, dar le-am luat pe alea. Da, scoatem asta. Eu o să vă zic și cum a fost, cum, nu cum este ziua mea, ci cum va fi ziua de mâine, oameni buni. Mâine voi avea o provocare în viață. Ce provocare, Florin are nuntă. A, și vine David, stă la tine până David la urmă? Nu că stă, doarme la mine. Da? Mamă, așa sperăm, ați vorbit? Să sperăm că reușește să dormă la tine, pentru că mă aștept la, din orice moment să zic că ora 2, tati, vine să mă iei. Da, 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 că telefonul se ia la ora 10. Eu simt că ăsta a fost tot timpul, că noi am fost acum în vacanța asta și toată vacanța Cârge s-a tot jucat cu David, a vorbit cel mai mult cu el și eu cred că era planul lui Cârge să se întâmple asta. Să-i fure copilul? Să zică Florin la un moment dat, a, păi las la Cârge că s-a jucat bine cu David și acum ăsta cine știe ce să-i facă. Las la Cârge că a zis că dă 12 sute. Pune pe FIFA direct, da, să-mi că iau cartoane. Vă arăt ce poze am trimis lui... Da, deci dar copilul că... tău, ăsta încearcă să-ți furi copilul, frate meu. Fii atent. Da, îi dau, mi-a părut poza asta pe FIFA, i-a trimis lui Florin, David Joy. Nu o să stea pe telefon, așa. La păcănele frumos cu el. Mamă, s-au văzut de-astea când s-o fură nevestile. Dar l-a furat copiii, n-am mai văzut, n-am mai ajut. Sunt direct mâine la Speak Florin. Păi mâine la Speak Florin cu povestești cum mi-a furat copilul Cârge. Cârge, nu aia e copilul meu, nu știu. Copilul meu n-ar făcut niciodată asta. Cârge, nu, că mi l-a lăsat el la ușă. Și Florin, dar n-ai simțit nimic? Nu, că nu, n-a arătat. Și că nu e adevărat când îi ziceam, acum a făcut singur prin pădure, asta e. Pur și simplu, e alt copil. Bă, vezi că am făcut eforturi să-l conving. Bă, nu trebuie să depui eforturi, frate. Eu avem numărul, vorbim, îmi scrie inimioară. Mi-a arătat, mi-a dat, uite, îmi dă mesaj Cârge. Vorbește cu Cârge prin mesaj. El îmi trimite ceva sticle de Prime. Azi, fac poză la Prime-urile astea să-i trimit. Și eu zic, ce sunt astea? Nu știu, lasă că sunt supărat pe tine. De ce? Că am auzit că nu mai vrei să dormi. Ba da, vin. Am glumit. Păi am dat variantă, fărișoarea mea sau Cârge. Și aici stai, trebuie să te hotărești acum, pentru că omul te așteaptă. Și a zis, nu. Și am zis, bă, David, avem FIFA. Mi-a venit jocul, mă rog, dacă ți-aduci FIFA, ai FIFA. Avem tot ce aduci. Avem televizor, eu sper să am loc de HDMI. Avem șnițele dacă facem asta. Avem tort dacă facem asta. Nu vrei să avem cornete cu ciocolată și lumea ta? Tati, ai unde să dormi dacă vei sac de dormit, vii cu el. Da. La mine, bă, problema asta, singura mea grijă e că nu știu ce mănâncă un copil. Ce Crispy-uri să-i... direct. Mamă, lângă KFC nu, sau poți să duc la KFC? Poți să duc la KFC? Ce mănânci tu, doar că trebuie să-i dai mestecată. Ei ce ți-ai luat și tu, dar eu mestec tu înainte. Bă, sincer, copiii noștri din frate. Sincer, oricum mâncarea pe care o mănânc Cârge arată deja mestecată. Aoleo. Mestecată de. Bă, sincer, abia aștept că n-o să stau, știu că n-o să muncesc în timpul ăla, nu știu la ce ora, deci la 6. Mă relaxez un pic. Mă duc, fug la show, cam show la 99, fug la show, stă Diana cu el până atunci. No. Sper că are grijă de el. Și mă întorc și direct jocuri, tati. Ne jucăm, pictăm, am pregătit tot. Avem orar, până la ora 2. Fără telefon cu mesajul tati, Mădălin mă bate. Nu. Și a cumpărat țintar, cum trebuie să nu ieși la un. Da, jocul ăla l-am cumpărat dinainte, am să le aduc când am fost acum în vacanță. Un joc de pe TikTok de joci. Mamă, e nervant rău. Cârge, i-a luat ce jucărie avea el în copilărie. I-a luat vreo 3 bețe din curte. I-a strâns un coș cu pietre. Am fost, ne jucăm în seara. Păpușii de aia de cârpă. Arăt, așa. I-a făcut o praștie să lovească păpușa cu pietre. Dar să ai grijă, Florine, să... Stau pe geam. Bă. Și dau un porumb. Să-l trimiți spălat la asta. Că dacă îl trimiți la Cârge, ți-l spală al meu cu clor. Să mă rămân, dar mai recunoști, îl dă la români.
Bă, să spuneți cu contul de poker star să încărcat. Dăm un poker, nu știu ce. La ce oră se culcă în mod normal? 10? Da, nu se va culca la 10 acum, mai ales că e zi liberă a doua zi, o să ne jucăm mai mult. Probabil că da. Dacă nu merge la școală, mai dorm și la 12. Dacă merge la școală obosit, la 10... Ajunge David acasă, ia Florin telefonul, îi deblochează telefonul pe desktop, prima aplicație, ia bilet, mâncați-i curanta în direct. Tati, vrei să spun eu show-uri? Da, am învățat. Se întoarce David acasă, râde de mie că nu știu să editezi. Tati, vrei să fac un swipe up, că am văzut. Tati, ia laptopul ăla, ce, uite, premier. Ești vai de capul tău. Bă, sincer, ți-am zis, abia așteptam și asta că a fost simpatic și ne-am distrat în ăsta. Îmi place foarte mult, adică simt că sunt nejucat de când eram mic și îmi place să mă joc cu copiii. Și trei să nu lucrez ziua aia, să am o zi liberă. Bun, și acum spune-ne când trebuie să vină copilul tău. Și dacă crezi tu l-ai lăsat o noapte la Florin. Dacă l-ai lăsat o noapte la mine, la corect. Doar când face răutăți. Când e rău, doar când în seara s-a dorit la Florin. Da, a fost foarte amuzantă Diana aseară, că a zis că mâine trebuie să văd ce să ascund niște lucruri, să nu le strice David. Și am zis, coine, n-are 2 ani. Ca și cum o să meargă prin casă să ia cartea, o dă de perde aici. Zic, Diana, e țigana, nu e atât de rău. A crescut la etajul 6? Ce îmi pot să zic? Ia și tu lubrifiantul ăla de acolo. Ia și tu. Și seara asta o pungă de hârtie, așa, cu toate lănțicurile ei. Într-o pungă de hârtie la o vecină, ține și ea astea până pui mine. În Godfather, când îi dă armele lui ăla să-i le țină pe geam. Zi-mă, Florin, dacă ar trebui să... Nu faci lectură cu David, care bani în cărți? Ce carte vrei să ține? Nu, aia nu-i bun. Nu e bun. Lăsa că și-a... Mă, cum te-ai hotărât tu fix la cartea aia, mă? Mă, tu vezi până ele. Zi, Florine, dacă ar trebui să am grijă la ceva, la ce trebuie să fiu atent? Să-ți iei de la Mega niște antifurturi să-ți bagi parfumurile înăuntru. Bă, e clar, deja mi-a zis, va trebui să-i bag niște bani în FIFA. Asta da, sunt conștient că va vrea 2 pachete sau ceva să-l țin ocupat acolo când mă duc la show. Păi vere, 2 pachete se deschid în 24 secunde. Păi n-are voie. Sunt la parte să știi că el e foarte deschis la jocuri. Nu, păi asta e, direct cărți, live, așa, direct da, cărți, da. Ăla o să rupă, ăla cu hockey, ăla de fotbal, la hockey, cutia aia, vă duc și vă, dacă vreți să vă jucați, o să mor de nervi în 20 de secunde, de vârtă, o să spargi tabla aia. Aștept. Asta, cărți, șotron. Să joacă orice vrei tu. Eu nu mă joc, eu m-am plictisit de 8 ani să mă joc. E de 8 ani, nu te-ai jucat când avea 0 ani. De la 2 ani, 3 ani, da. Păi am văzut da. Că erai în, când am fost acum în weekend, am fost toți în weekend pentru oamenii care n-au, că n-am vorbit, dar am fost toți în weekend și a fost și acolo ne-am împrietenit. Bine, eram deja prieten că aveți zis de glumă, i-am cerut glumă, m-am văzut da. Că la mulți, bravo frate, bravo. Acum suntem cei mai buni prieteni, adică nu știu cum are el trecut în telefon, dar eu l-am inimioară. Davidov. Inimioară și David mare trecut, Florin, ai umor. Tati, ai umor, i-au zis. Tati, ai umor. Din partea mea, toți ar trebui să dai bejă. Eu nu știu de ce nu te-am eu. Treceți, frate, hai, dați-mi cu telefon. Și când scrieți așa 4 like-uri, ia tati, să ai tu 4 like-uri. Da, mă, Florin, da, vezi, ai umorul ăsta, ai ajuns în final acum, dar... A, chiar, pentru dacă ajunge și de mami în final, nu te văd bine. Că cine știe. Pentru oamenii pe care nu l-au văzut pe Florin. Lăsați glumele, dar o să let's get down, da. Că la corp arătați la fel, sincer. Tu și mumia, cam pe acolo era și ăla. Am o rugăminte la voi, oameni buni, să intrați la Ai Umor, la bucata lui Florin. Să dați voi niște like-uri, că merge da. Ca pula Ai Umorul ăla. N-a făcut views? Nu, are 100 de mii. Bine, e bine, dar doar eu am băgat 2 milioane în promovare. Bine, mă, ce ai, pentru ce fel merge Ai Umor acum, e bine. Da, mă, e foarte bine și Florin va fi în finală, a trecut și în finală, unde va trebui să ne mobilizăm să facem câștigător, dar asta vorbim noi mai din scurt. Da. De anunțuri, până weekend-ul mâine. Weekendul ăsta, show-uri. Diseară, dacă vreți să auziți, în seara asta, joi, cum e prima parte a zilei cu băiatul lui Florin, vă aștept joi la stand-up, avem Play Joy cu Teo, unde sunt și eu, da. Și Popinciuc, da. Vineri avem show toți la The Full. Toți la The Full. Și sâmbătă, atenție, oameni buni, avem 3 show-uri. Hmm. De la ora 5 la Comedy Point în Centru Vechi, de la 8 la 4 jumate, ceva Cats, nu știu exact unde, la tot Cats, în București. Gastrolab, pe lângă Cismigiu.
E Luiza cu noi. Da. Asta e la 9, scuze, și la 8 avem la și la 8 la Roxy Pub, cu e cu Mane voi. Și de la 5 cu Mirica. Da. Deci doar dați-a bilet Popinciuc și vreau să te caute pe tine oamenii și veți găsi toate show-urile din weekendul ăsta. În rest, ce mai avem? Nu știu, plecăm în turneu, dar am mai zis, Moinești, asta decembrie. Mai în Colea, da. Da, adică Bârlad și Focșani, foarte acum, important. Așa, miercuri, bucățile, toate trei bucățile. Da, dar bucățile da. Voastre. Pe YouTube. Asta am făcut un intro de care v-am arătat intro, nu v-am arătat ce intro am făcut. Am făcut un intro mișto, lacrimogen, de la de o să plângă toți oamenii care au muncit vreodată în Anglia. Da, nu, asta mișto, vrea voturile din diaspora. Așa, mi-a este, plăcut e foarte mișto, mult. E mișto, da? Intro, am făcut intro-ul, l-am arătat lui Florin, că i-am arătat lui David și David probabil le-a arătat. David e și mai bun prieten al meu acum. Bă, la ce muia aveai când te-au descoperit aia cu plapma sau ce dracu ți-au făcut. Bă, da, eram rupt. A, ai pus și clipuri mai vechi? Da, de da. Păi am dormit, okay. Am dormit 9 luni în Anglia pe saltea de aia gonflabilă și mă trezeam în fiecare dimineață cu ea desumflată și seara iar o umflam și mă trezeam pe podea, mă dureau coatele, a fost rău de tot. Dar uite, oameni buni, că dacă crezi în tine și în vasele pe care le speli, o să vedeți. Să pui și tu, mă, de-astea din Italia, după unde. Nu, pun de la casă, de la Cora. Asta, eu nu pot să pun de-astea de la joburile mele rușinoase, că în cazinul nu te las să filmezi. A, dar stai, mă, nici eu n-am spus. Nu puteam să am de-astea, gen, că mă cheamă unul, fac cum anulează. Mă duc și dau cash out și după aia trecerea frumos cu mine pe scenă. A, așa am făcut. Da. A, cadrul final, înainte să urc pe scenă, eu spălând vase și au luat pe Popitiu care zice, mă, dă-l în cârșe, urmează. Nice, și sunt dute morți, te cu aia, trebuie să mă duc. E mișto, frate. Am muncit ceva la el, dar e mișto. Deci fiecare, noi trei, tu o să pui la The Full, Dobrota la el, fix unde adică sunteți. Adică aici unde suntem. Așa că dați acum în caz când ați dat deja, dați subscribe acum. Toate vor fi la ora 6 seara, miercuri, da. Toate cu crossover între noi, o să fie un playlist, dacă vreți să dați share, dați din playlist-ul ăla, să fie toate bucățele împreună, să rupem pe view-uri. Și de acolo material nou, și băieții de acolo mei. Mirel rămâne cu 7 minute. Nu, 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 nu-i bună reclamă. 4 minute. Dobrota are 20. Da, no, 20. Vreo 14 am. 14. Deci Dobrota știm sigur că va închide toate show-urile din decembrie. Clar le închide. Tot ce avem. Ai venit pe la bere. Eu bacrau doar. Să ne ajuți, ești nebun la crowd. Și hai să facem și asta, poate ajutăm pe cineva care nu știa informația asta, deși mi-e foarte greu că oamenii care se uită nu se uită și la Speak. Din 8 decembrie, dacă vreți să veniți la special la Bordea, da. Și lansează în... Știm că eu și Speak avem aceeași audiență. Și oameni buni, eu v-aș ruga să dați fix acum un pumn butonului de like, pentru că acesta exact. Este un podcast care încă este gratis pe YouTube. Așa că luna viitoare. Dar de, nu, fără Caterin, că Comedy Box s-a lansat, oamenii de la Comics la 99. Faceți-vă acum abonamente cât încă sunt promoții în pre-sale. Da, asta sau dacă nu rămâneți aici cu noi, like, hai să bubuim, oameni. Acum ne-au lăsat YouTube-ul nostru. Băi! Gata, i-a lăsat. Să vină direct, o să faci 1 milion de subscribe. Da, tot ce pleacă după YouTube-urile lor, gata, vin la mine. Exact, abia aștept. Ca viezurile vesel, abia aștept să sfur toți, să sfur toți subscriberii. Da, nu-i păcate, vin ei singuri. Da, da. Bun. Da, mă, altceva, ce mai voiați? Ce mai aveți? Da, anunța tata. Eu aștept să următorul podcast în care vă zic cum a fost o zi cu micul bastard. Am fost la terapie și pare promisător. Da? Am fost luni, da. E cu doamna aia nouă? Da, da, da. Și chiar m-a bună? Mai nu, neapărat, e bună? Femeie, normal așa. Și m-a impresionat. Adică față de cealaltă la care am fost data trecută. Asta e, ți-am zis că era aia pârnaie. Cumva aia nu știu dacă mai este aici în podcast. Problema mea era în caz că sunt oameni care au încercat terapia și nu le-a plăcut, nu sunt toți la fel. Asta am descoperit acum. Adică aia prima la care am fost, simțeam că doar îmi repetă ce îi spuneam eu, doar cu alte cuvinte, pula mea, mai de facultate terminată al ei și, da, și asta era, ce a făcut asta diferit. Avea și Crispy. Asta cumva era îndreptată. Da. E 120 de lei, dar primești un meniu Crispy. Exact. Bine. Și asta e mult mai îndreptată spre acțiune, spre ce putem să facem să treci peste problema asta. Adică am făcut așa niște idei de niște exerciții de relaxare, niște chestii să scap de anumite. Sunt foarte curios, voi de face terapie. Dar cum funcționează, măi, asta undeva la o masă și te-ai întins pe canapea cu spatele la ea? Nu. Nu e ca în filme? Păi, ce canapea lincă pe ăsta? Eu stau pe o masă de masaj. Ea e îmbrăcată toată în latex. Și are ceva lubrifiant?
Zi-mă, ne-a spomenit vreodată numele la terapie? Numele, nu. Dacă ziceai, no. Dacă ziceai eu stăteam pe masă de biliard, te credeam. Nu, că nu mai degrabă. A, dar ai spus gen de noi, la modul că m-ai enervat ăsta în turneu acum și genul ăsta? Nu, nu, clar, da. La terapie nu te duci să zici m-a enervat Cârge, băga-mea și până în gura lui sau m-a enervat ăla sau m-a enervat ăla neapărat. Da, dar dacă se întâmplă, spui că uite, mi-am luat o razna pentru că Cârge mi-a zis să deschid eu. Ar trebui să facă Florim terapie. Să-l deranjezi atât. Doamne, să știți, eu nu pot să deschid. Nu pot, am încercat oricât vreau, nu pot să deschid, mă blochez, nu-mi ies cuvintele. Deci mă arăt filmare la Baia Mare, doamnă. Spuneți dumneavoastră. Mă lasă genunchii, transpir. Nu știu cum am rezistat cu Bordea și Cortea. Nu înțeleg cum n-am mai mers cu ei, cum n-am, mi s-a luat deodată așa, n-am mai putut să deschid. Da, mă, deci recomandăm terapia. Întotdeauna, frate. Pare că sunt deocamdată. Pare că o să merg o perioadă mai lungă de data asta decât 3 ședințe și gata. Noi Cârge când? Eu aș curând. Eu când o să știu ce trebuie să zic. Tu n-ai nevoie, mă, Florin. Păi nu prea. Te cunosc bine, n-ai nevoie. Tu. Eu am nevoie, dar n-am. Nu că n-am timp. Cumva simt că timpul ăla parcă mai bine pun ceva pe asta e problema. Tocmai asta e motivul pentru care trebuie să adică ți-am zis, m-aș duce la terapie dacă în timpul ăla eu pot să stau să fac ceva lângă. Nu știu, să-mi tai niște bucăți, să... Credeam că o zici, să-mi tai niște unghii. Să muncești la tine, frate, nu doar la cum te percepe lumea în online. La tine, tu. Și atât. Ești mai important tu de aici decât tu din online. Păi dă-mi o canteră, că cu stânga o ridic și cu dreapta evitez. Adică, uite, în Anglia, mi-am să aminte recent, în Anglia când spălam vase, în timp ce spălam vase, făceam ridicări de alea. Da, mă, și schema asta ta. Asta zic, adică trebuia să fac ceva așa acolo. Dacă aș putea să fac niște, știi, în timp ce vorbește cu mine, să bag niște de-astea. Dar lași la randat chestii în timpul ăla. Și știi că oricum ai blocat laptopul în timpul ăla. Nu poți să faci nimic. Nu, că randatul e pe calculator, eu pe laptop fac pun show-uri între timp. Nu, dar sunt sigur că o să... Probabil că o să facă plăcere să vorbești dacă mergi. Adică tu zici acum... Asta e cam... Primele 5 dăți, nu? Bă. Asta e că, uite, și la Băra, la podcast am fost și mâncați aș gura ta, am vorbit la Victor, să vă uitați la Victor Băra. Lumea zice că a fost mișto podcastul, mi se pare că a fost... Eu l-am ținut pe top pe fundal, l-am ascultat cap coadă, făcând multe lucruri. Am dat vreo două despre tine, că așa că suntem prieteni. Da, e și cel mai ușor de dat, adică tu ești super bun prietenul meu, Mirele, să nu crezi. Ești inimioară doi în telefonul meu trecut. Adică... Hai, nu mai, las, nu mai. A fost fan, frate, a fost muială. A fost ok, nu? Da, zic că n-am dreptate cu aia, cu, că mă întreba dacă, nu, dacă suntem prieteni în afara de mergem în vacanța împreună. Mm-hmm. Sens că în afara de Mirel, cumva, cu care nu mă întâlnesc niciodată, cumva, când el se trezește, eu nu mai sunt atât de activ la ora 5 seara. Ai exagerat? Nu mă trezesc la 4? Cam exagerat, că e la 4 jumătate. Nu știi? Mă, așa e, așa e. A, mă. Așa e, mă, așa e. Da, s-a supărat. Nu m-am supărat, adevărat. Zi, asta ai spus la terapie ultima oară? Mi se spune numele în podcast-uri, ba, doamnă. Și nu de bine, și mă enervează. Ești foarte jos pe lista mea de probleme în viață. Bă, m-ar bucura foarte mult să se întâmple asta. Nu există. În rest, de voi numai de bine am vorbit. Da? Nu știu, da. Da, așa că programez, frate. Nu știu, Dobrătă, tu poate ai vrea să te uiți și tu. Mă uit și eu, da? Nu, recomand. Asta e cumva... Nu, că vorbea... Bă, eu am zis în podcast că, bă, din păcate, îmi pare rău în avans. Știu că nu sunt foarte amuzant și e o pierdere de timp, din punctul meu de vedere. Și cumva, bă, ei, oamenii nu sunt așa pretențioși la mine. Că nu le dai altceva, bă, că e obișnuit cu asta. Ceea ce e ceva reconfortant așa, n-aș ști că nu trebuie să fii tot timpul amuzant. Da, oricum podcastul mi-am dat seama că e pe fundal și oamenii n-au așa mari așteptări ca la o chestie care îmi iau 20 de minute în seara asta să mă uit la asta. Am adică eu să când o să-mi fac podcastul meu așa o să fie, ca alu Băr. Nu cred. Nu crezi că ce? Vei simți presiunea să fii funny, da, glumă. Nu te văd să mergi, hai să vorbim. Doar când prinzi o zi de asta, cum ai tu acum, când, da, când nu ai chef. Jumate din ele stă așa. Da, o dată așa. Tragi tu în celelalte. Asta înțeleg cumva, cred că și pentru un podcast de format de ăsta așa mai lung, cumva cred că trebuie să te lași să vorbești doar și glumelor să-ți vină natural de conversație la un moment dat, dar dacă încerci într-un podcast de ăsta lung să fii într-una pe glume, nu să iasă, doar n-o să prindă niciun ritm discuția, conversația. Și cumva mi se pare că în doi, stilul ăsta, oricât ai zice că e podcast, e interviu de lume, când eu cu tine, e, dacă omul ăla nu știe să râdă mișto, da, Vio, da, style, da, sau nu știu, da, e
E dubios. Și mai greu să se dacă nu sunteți trei ca să vină construcție, da. Vin și eu cu ceva, ne lovim, pula mea. E dubios în doi în interviu să tot vin cu glumițe. Adică am avut două cu Popinciuc și atât. Da, dar le lovesc mai tare, frate. Lovesc mai tare. Păi, cât să vă mai carmă să mă rog. Și pe scenă dați 2000 de mine în fiecare show. Eu? Și pe... Oameni buni, mai multe vom vedea pe 6 decembrie pe YouTube, pe tot YouTube-ul. Pe 6 decembrie oprim YouTube-ul, mâncava și gura voastră, ce urmează să facem. Da, pe 6 decembrie. Sper să nu scoată recorder vreau. Nimic. Fire. Asta e, da, au scos săptămâna asta, nu mai scos. Adevărat. Bă, au scos cam multe recorder. Bine, mă, o legăm de gard? Da, putem. Nu uitați, cea mai bună mamă. Hai să facem thumbnail cu ăsta, bă. Hai toți. Râzi, mă. Mai, stai. Unde trebuie să-l pun? Eu nu vreau să particip la așa ceva.